amintire a prefectului județului Doș. Mai înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc domnului director al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului pentru tot sprijinul pe care îl acordă nouă prefecților și subprefecților în luarea deciziilor. De aceea, să știți că decizii pe care noi le luăm, în spatele deciziilor pe care noi le luăm, stă domnul director general. Și chiar dacă este tânăr, este de mult în Ministerul Afacerilor Interne. Pe de altă parte, îi doresc un călduros bun venit la conducerea instituției prefectului județului Dolj, domnului prefect, și județul Dolj, știm cu toții, este unul dintre cele mai mari județe din România, dar și problemele probabil că sunt pe măsură. Domnule prefect, astăzi ați intrat în marea familie a Ministerului Afacerilor Interne, un minister ai cărui oameni sunt aceia care rezolvă situații complexe, uneori de viață și de moarte, profesioniști, morali și specialiști, aflați permanent în slujba cetățeanului. Tot astăzi, domnule prefect, ați intrat în elita administrației publice, familia înalților funcționari publici, iar experiența dumneavoastră de peste 23 de ani în administrație îmi dă încredere că veți asigura bunul mers al instituției prin profesionalism, transparență și comunicare. Misiunea dumneavoastră, așa cum spuneați, nu are culoare politică și sunt convinsă că veți fi echidistant în întreaga activitate de administrație publică. Domnule prefect, vă doresc mult succes și să aveți parte de susținere și bună colaborare.